Și gata. Atât de simplu. Salutare și bine te-am găsit. Astăzi vreau din nou să te inspir. O să fac shawarma. Una dintre cele mai simple rețete de shawarma pe care o știu și pe care am mâncat-o prima dată atunci când am mâncat shawarma, acum foarte mult timp. Aș putea să o numesc o rețetă clasică. Nu are multe ingrediente, dar este foarte bună. Ingredientele se pot adapta în funcție de cum vrea fiecare. Astăzi am să fac două shawarma, iar pentru asta o să folosesc următoarele ingrediente. 3 pulpe de pui dezosate, o jumătate de varză mică, cartofi, ketchup, castraveți murați, o ceapă roșie, 4 căței de usturoi, o linguriță de oregano, 2-3 lingurițe de sos de soia, o lămâie, 2 linguri de maioneză, sare, piper, ulei de măsline și, bineînțeles, lipiile pentru shawarma. Am să le iau acum de aici. Prima dată am să marinez puiul. După cum am zis, mențin totul simplu. Nu mă complic foarte tare cu puiul. Bineînțeles, se poate condimenta în foarte multe feluri. Eu am să-i adaug sare și piper. Sos de soia. Zeamă de lămâie. Am să folosesc doar jumătate din lămâia pe care o am. Și oregan. Transfer totul într-un bol mai mare. Îl amestec. Am să-i pun și o lingură de ulei de măsline. Acopăr cu folie alimentară. Și pun bolul în frigider până când toc varza și mă ocup de celelalte ingrediente. Varza am să o toc mărunt, felii subțiri. Când am terminat, am să o transfer într-un bol. Adaug peste ea sare. Și cu mâinile curate, o frământ puțin pentru a-și lua sare. După care adaug puțin ulei de măsline. Puțin piper. Și o lingură de oțet de vin alb sau zeamă de lămâie. Amestec totul. Bineînțeles, la această salată se mai pot adăuga morcovi sau măr, dar atenție mare, pentru că dacă va fi prea umedă, atunci când o vom pune pe lipie, lipia se va rupe. O dau și pe aceasta deoparte, toc ceapa roșie. O pun și pe aceasta într-un bol și o dau deoparte, castraveții. Îi tai în rondele subțiri. Îi pun și pe aceștia deoparte. Usturoiul îl trec printr-o presă, peste maioneză. Pun puțină sare peste și amestec bine. Maioneza este și ea gata. Bineînțeles, se poate folosi mușdei de usturoi, la fel precum și ingrediente, se pot folosi castraveți proaspeți sau roșii, dar astăzi, după cum am zis, vreau să fie o shawarma simplă. O shawarma simplă, dar o să vezi cât este de bună. Dau și maioneza deoparte. N-au mai rămas decât cartofii pe care am să-i prăjesc și pulpele de pui. Pentru carne am să pun o tigaie normală pe foc, neaderentă, sau se poate folosi o tigaie grill. Adaug în ea puțin ulei de măsline, nu foarte mult, carnea de pui, și o prăjesc până când se rumenește. Când carnea de pui și cartofii sunt gata, transfer carnea pe tocător.
și o mărunțesc bine. Se poate folosi și piept de pui, ca și carne, dar de ce îmi place mie carnea de pulpă? Pentru că uite cât de repede și de ușor se taie. Pieptul este un pic mai ațos, nu este atât de moale. Carnea este gata, la fel și cartofii. Am să mă apuc acum de montat. Mie îmi place să o fac în farfurie, pentru că mi se pare mai ușor. Lipia nu trebuie neapărat încălzită, dar se poate încălzi puțin în tigaie sau 10 secunde în cuptorul cu microunde. Se va înmuia oricum destul cu maioneza și cu salata de varză. Îmi pregătesc o folie de aluminiu din timp. O pun aici lângă. Și pun prima dată maioneză. O distribui pe toată suprafața lipiei, mai puțin marginile, aproximativ 1 cm din marginile las libere și o să vedeți și de ce. Salată de varză. Cartofi. Carne de pui. Ketchup. Castraveți murați. Îmi place să pun un pic mai mulți castraveți. Ceapă. Și cam atât. Acum este timpul să rulez șaorma. Am pregătit folia de aluminiu, după cum am zis, și începem de la bază. O închidem aici, jos. Apoi o ridicăm în mână. Venim cu partea aceasta, ușor. Apăsăm aici. Am închis. Și este gata. Iau folia, o pun unde am degetul, ca să mențin lipia închisă. Și gata. Atât de simplu. Iar când am terminat de rulat șaorma, tot ce mai rămâne de făcut este să vă poftez la masă. După cum am zis, shawarma se poate face în foarte multe feluri, dar aceasta mie mi se pare cea mai simplă. Nu mă complic cu salata, la fel prăjesc cartofii, carnea de pui o marinez foarte puțin. Se poate marina și altfel, cu tot felul de ingrediente, dar încercați această rețetă și sunt sigur că o să vă placă. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii și dacă v-a plăcut ce ați văzut, distribuiți-o și unui prieten și abonați-vă, pentru că vor urma și alte rețete interesante. Nu mai rămâne decât să vă spun la revedere și vă aștept și data viitoare.